Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim odovania praznicului botezului Domnului. De asemenea, pomenim pe sfinții cuvioși mucenici din Sinai și Rait și pe Sfânta Nina. Muntele Sinai este locul unde Dumnezeu i-a dat lui Moise tablele legii. Raitul era un centru isihast situat pe malul Mării Roșii. Muntele Sinai a fost locuit de monahi cu mult înainte ca împăratul Justinian să construiască aici în anul 527 vestita mănăstire Sfânta Ecaterina. În istoria acestor meleaguri sunt consemnate două năvăliri ale barbarilor, care i-au trecut prin ascuțișul sabiei pe Isihaști. Muntele Sinai a fost invadat pentru prima dată de saracini în secolul al IV-lea. Atunci au fost martirizați 38 de călugări, printre care și Dula, părintele lor. Masacrul a încetat datorită unei minuni. De pe vârful muntelui Sinai s-a înălțat la cer un stâlp de foc. Saracinii au oprit vărsarea de sânge și au fugit îngroziți. Sfinții cuvioși mucenici din Rait au fost uciși în ziua de 22 decembrie de către un grup de etiopieni. Când aceștia au atacat mănăstirea, egumenul Pavel i-a îndemnat pe monahi să se roage până la primirea martiriului. Un singur călugăr din cei 40 a mai rămas în viață. El este cel care le-a povestit părinților de la muntele Sinai cele întâmplate. După aproape un secol, păgânii, năvălind dinspre Arabia, i-au decimat pentru a doua oară pe călugării de pe muntele Sinai. Prin economie divină, câțiva părinți, printre care și cuviosul Nil Sinaitul, au scăpat cu viață. Sfânta Nina s-a născut la sfârșitul secolului al III-lea în Capadocia. A fost singurul copil al familiei sale, tatăl ei pe nume Zabulon, conducător al gărzii imperiale, înrudindu-se cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, iar mama sa, Suzana, era sora episcopului Ierusalimului, Juvenalie. În adolescență, Sfânta Nina a fost răpită de iberi, numiți mai târziu georgieni, și dusă în țara lor natală. Viața pioasă și rugăciunile ei dese au fost remarcate de cei din jurul Sfintei. Nina vestea Evanghelia tuturor celor care o întrebau despre Dumnezeu. Cu mijlocirea rugăciunilor ei, Domnul a vindecat un copil, precum și pe regina Georgiei, care suferea de o boală incurabilă. Regele Mirian, convingându-se de atotputernicia Domnului, a hotărât să se boteze împreună cu tot poporul său. La cererea lui Mirian, împăratul Constantin cel Mare a trimis episcop și preoți în regatul barbar care i-au încreștinat. Sfânta Nina, deși eliberată, a preferat să rămână în Georgia și să se roage stăruitor ca toți georgienii să se bucure de mântuirea în Hristos. În anul 335, Sfânta Nina și-a dat sufletul în mâinile Domnului, fiind îngropată în cetatea Kaheti, ultima provincie în care propovăduise. Astăzi, în Biserica Ortodoxă, mai sunt pomeniți Sfânta Mucenița Agni și Sfinții Cuvioși Teodul, Ștefan și Sava.